Forțele de ordine se pregătesc de un weekend de foc. Începând de astăzi, mai mulți oameni ai legii vor fi în stradă, numărul echipajelor fiind suplimentat în această perioadă a sărbătorilor de Paște. Polițiștii locali, militari și jandarmi vor fi în permanență la datorie pentru a-i convinge pe oamenii să rămână acasă, chiar și în aceste zile de sărbătoare. Sunt permise doar deplasările de urgență și acestea doar pe baza declarației pe propria răspundere sau adeverinței ori legitimației de serviciu. La Slatina, polițiștii au început încă de astăzi controalele. Bună ziua, de la poliția Eutirea Scriniciu, mă numesc, vă mă ridicați geamul, îmi prezentați documente solicitate de mine pe geam de acțiune pentru prevenirea expunerii coronavirusului, da? Nu mi le mânați, mi le prezentați pe geam. Da? Declarația pe propria răspundere sau adeverința de angajator, da? Mi le arătați pe geam. Un act de identitate, vă rog. Da, este ok. Și doamna, vă rog. Acum. Da, este ok. Vă rog să-mi prezentați actul de identitate, permisul de conduce, declarația pe propria răspundere. Mi le prezentați punându-le în geam. Vă rog cum o să ridicați geam. Și permisul de conducere, vă rog. Da, lăsați puțin geamul jos. Lăsați geamul jos. Și recomandarea autorităților este să purtați mască de protecție. Purtați masca de protecție, da? Știți că aveți obligația să-i transportați doar dacă au declarație pe propria răspundere, adeverință de la angajator sau legitimație de serviciu. Da, vin de la piet, de la... Am înțeles. Vreau să știți că aveți aceste obligații. Mesajul autorităților este însă același. Rămâneți în casă. Doar așa vă puteți proteja pe dumneavoastră, pe cei dragi, dar și persoanele din jur.